În zona unde eu sunt născut, nimeni nu iubește nimic altceva decât pe Universitatea Craiova. Această echipă a adus bucurii fantastice iubitorilor de sport din țară. Îmi amintesc că de mic, la 7-8 ani, fugeam de acasă să ajung la meciuri. Toată familia ține cu Universitatea Craiova. De multe ori am plâns atât de fericire cât și de tristețe când echipa pierdea. Înseamnă o stare de spirit. Am fost cea mai frumoasă echipă pe care a avut-o fotbalul românesc vreodată în istorie. Și așa a apărut în Craiova două universități Craiova care au dus la scindarea publicului. Și au jucat una împotriva celeilalte. Sunt două echipe cu aceeași denumire. Cu aceleași culori? Cu același nume. Quando se fala em Romênia, um país do leste europeu, logo se pensa em Nadia Comăneci, a ginasta que conquistou a primeira nota 10 na história das Olimpíadas. A Romênia foi uma das seleções de futebol que surpreenderam na Copa do Mundo de 1994, principalmente pela atuação de Gheorghe Hagi, que ajudou a equipe a eliminar a poderosa Argentina. Cada um destes personagens vem de uma das 9 regiões históricas do país. A Romênia é dividida em 41 distritos e a capital, espalhados por estas regiões. A nossa história começa em Doj, que é um dos distritos da região histórica da Oltênia, localizada a sudoeste. Em Doj está Craiova, a sexta maior cidade da Romênia, com quase 270 mil habitantes. Fora da Romênia, Craiova é pouco conhecida, pois não pode ser considerada uma cidade turística. Longe do mar e dos famosos Cárpatos, as principais atividades econômicas estão na indústria e no comércio. Outra força política e econômica é a Universidade de Craiova, fundada em 1947 e que deu à cidade, a partir de 1948, uma das suas maiores paixões, o time de futebol Universitatea Craiova. O clube foi fundado por professores e alunos da universidade em 5 de setembro de 1948. Esta ligação com a academia gerou até um apelido curioso ao clube, Stintza, ou seja, Ciência Craiova. Na época, o mundo convivia com as consequências da Segunda Guerra Mundial. E na Romênia, a União Soviética havia ocupado o país. O regime político era agora o comunismo. Neste sistema, vários dos times de futebol fundados anteriormente foram extintos. A Romênia passou a ter, então, vários outros times de futebol representando setores diferentes da sociedade. S-au impus atunci anumite echipe populare muncitorești. Conducerea țării a sprijinit formarea unor centre studențești, iar la Craiova, în 1948, s-a înființat această echipă, care inițial a purtat alt nume. Între timp s-a denumit Știința Craiova, iar din 1967 a luat denumirea de Universitatea Craiova. Universitatea Craiova participou de vários campeonatos entre os anos 40 e 60, a maioria na terceira e na segunda divisão. Estas competições fortaleceram a equipe até o acesso à primeira divisão, mantendo o time com estudantes e professores até o final do comunismo na Romênia, em 1989. Am avut niște sezoane în divizia B, mai proaste, în diviziile inferioare, după care am avut o primă echipă cu Oblemenco,
prima noastră mare echipă, cu primul campionat câștigat. Campionatul l-am câștigat datorită lui Ion Oblemenco, un oltean cu origini basarabene, stabilit în Corabia. El a fost spiritul în jurul căruia s-a coagulat ceilalți jucători în 74 ani la titlu, iar acea echipă a purtat denumirea simbolic de campioana unei mari iubiri. Denumire primită cu un an înainte pentru faptul că pierdusem campionatul și fusesem practic recunoscuți oficial ca cei mai buni. Între timp au apărut niște tineri uimitori ca Balaci și ceilalți care au format în anii 80 a doua generație Craiova Maximă. S-a format Craiova Maximă, marea campioană a anilor 80, practic în spatele căruia stau toate performanțele și toate visele noastre. Am câștigat toate trofeele, le-am câștigat. Craiova până la mine n-a câștigat niciunul. Exact. Până la mine n-a câștigat. Am câștigat cu Craiova 3 campionate și 4 cupe. Mi-amintesc că pentru prima dată noi am reușit să aducem foarte multe femei la stadion. Până atunci era apanajul bărbaților. Deci bărbații veneau la stadion. Odată cu generația mea, raportul a fost cam de jumătate-jumătate. Jumătate femei, jumătate bărbați. Deci pentru prima dată atunci s-a întâmplat lucrul ăsta. Universitatea Craiova a fost prima echipă care a jucat o semifinală de cupă europeană. De-abia după aceea au urmat Dinamo, Steaua, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, dar Universitatea Craiova până la urmă a fost o deschizătoare de drum, dacă se poate spune așa. Em 1982, Universitatea Craiova se tornou o primeiro clube da Romênia a chegar nas quartas de final da Copa dos Campeões Europeus. No ano seguinte, a equipe chega às semifinais da Copa da UEFA, batendo adversários como Fiorentina, Bordeaux e Kaiserslautern. Aia a rămas pentru, în istorie pentru că a fost cea mai înaltă performanță, în sensul că am jucat semifinala și în semifinal n-am pierdut. Am pierdut datorită faptului că Benfica a marcat un gol la Craiova. Părerea mea că am câștigat puține campionate decât trei. Cred că Universitatea Craiova putea să câștige cel puțin între 73 și 83, să zic, până m-am accidentat eu, puteam să câștigăm un minimum de 7-8 campionate. Acum este un paradox, să știi, în sensul în care probabil dacă am fi câștigat mai mult, nu știu dacă am fi avut mai mulți simpatizanți, mai mulți suporteri. Probabil lumea nu știe că Universitatea Craiova, echipa aia mare, se antrena pe teren de zgură. Fără iarbă. Cred că dacă am fi câștigat, nu am fi fost mai aproape de sufletul oamenilor, nu știu de ce, dar acea ratare ne-a apropiat foarte mult de oameni. Toți jucătorii erau studenți. Com a queda do comunismo e a entrada do parlamentarismo, os clubes saem do sustento do Estado e começam a se privatizar. Am putea spune că a fost un al treilea moment în istoria științei. La începutul anilor 90, o a treia generație importantă, care a câștigat eventul, cum îi spunem noi, cu Sorin Cârțu antrenor, Emil Sandoi era capitanul echipei. După Revoluție a intervenit un alt fenomen, în sensul că clubul de fotbal Universitatea Craiova, să zic așa, s-a privatizat. Bine, sunt foarte multe povești în ceea ce privește acea divizare. Se spune că cei care au luat această decizie nu erau de acord că din banii proveniți pe transferul lui Gică Popescu la PSV Eindhoven, o sumă destul de mare la acea vreme, 2 milioane și ceva de dolari, dacă ar fi să raportăm la vremurile de azi undeva la 15 milioane, nu erau de acord ca din acei bani să trăiască și celelalte ramuri sportive. Vă zic că a fost un club. Clubul Sportiv Universitatea Craiova, care avea foarte multe secții. Handbal, volei, basket, șac, Doamne iartă-mă, ce mai avea. După 90, au tras echipa de fotbal de acolo și au făcut o echipă profesionistă. Dar numai
club de fotbal. Celălalt club rămânând, continuând. Și s-a numit fotbal club în loc de club sportiv, cum se numea celălalt. Și l-a cumpărat familia Ponescu. După o altă perioadă a venit Ilinca. După Ilinca, dacă nu mă înșel, a venit Nețoiu. După Nețoiu, Dinel Staicu. După Dinel Staicu, Mititelu. Fiecare cu filozofia lui de fotbal. Exact de prin anii 2000, rezultatele n-au mai fost pe măsura așteptării noastre ca suporteri. Au fost din ce în ce mai slabe, de fiecare dată se lupta pentru evitarea retrogradării. În 2005 toată lumea a fugit, pentru că retrogradând a fost o tragedie și a fost poate cel mai mare eveniment al anului în România. Ca o echipă de mare tradiție, spun așa, pentru o comparație, exact ce s-a întâmplat în Argentina, când River Plate a retrogradat după 100 de ani, cam așa a fost și la Craiova, când Universitatea Craiova a rezistat, după 50 de ani a retrogradat în divizia B. Craiova a fost singura echipă care a promovat pe teren în 1964 și timp de 41 de ani nu a retrogradat niciodată. În 2010, Adrian Mititelu contrată ex-tehnicul da seleção romenă de fotbal, Victor Pițurcă. Am fost nevoit să-l dau afară, deși el avea o carte de vizită foarte mare, mi-am dat seama că este foarte slab. Deci că era un fel ca un fel de balon. Avea o imagine bună, dar în realitate era foarte slab. Deși stadion, deși la fiecare meci jucam cu 25-30 de mii de oameni în tribune, el a avut 7 meciuri fără victorie. A avut 3 înfrângeri consecutive acasă, cu echipe foarte modeste. Am fost nevoit să-l suspend din activitate și să încep o procedură disciplinară împotriva lui. 11, da. În 2011 am început împotriva lui o procedură disciplinară legală. Însă el, datorită influenței și înțelegerilor care le avea cu grupul mafiot care conducea federația, m-am trezit cu un litigiu la federație și cu o decizie să plătești 7 milioane de euro. Total ilegală și abuzivă. Deși aveam o echipă foarte bună, în 2011 am retrogradat. În 2011 au venit la mine, că acest grup infracțional a venit la mine să le cedesc clubul. Deci, practic, ei m-au retrogradat ca să mă determine să-l cedesc clubul. Eu am refuzat să cedesc clubul. Și în condiții de retrogradări. Atunci, pentru că am refuzat chestiunea asta, au găsit o chichiță. Și pentru faptul că am avut curajul să contez la instanță acea decizie de 7 milioane de euro, au inventat o sancțiune de excludere numai pentru faptul că am contestat la instanță decizia de 7 milioane de euro, ceea ce este o aberație. Și m-am trezit în situația în care am fost exclus și toți jucătorii care aveam i-au luat pe gratis alte echipe. Echipa a fost desființată, decapitată, printr-o hotărâre de comitet executiv greșită, printr-un abuz al comitetului executiv. Deci asta e un aspect, faptul că federația ar fi trebuit să aibă răbdare cu Universitatea Craiova, pentru că finalul ar fi fost același, echipa se desfința, pentru că Mititelu nu mai avea bani, nu mai avea cum să o țină. Dar nu era momentul sau nu era cazul ca așa numitul comitet executiv, la cererea fostului președinte, să intervină și să ia decizia acestei dezafilieri, care, repet, a fost un abuz. Deci n-a mai existat fotbalul craiovean. Eu mi-aduc aminte că eram antrenor la echipa națională de tineret în acea perioadă și chiar am tras mai multe semnale de alarmă în interviurile pe care le-am avut și am spus de fiecare dată că există un mare risc ca fotbalul din această zonă să dispară și am spus de fiecare dată că fotbalul românesc
are nevoie de Universitatea Craiova. Torcedores organizaram uma série de protestos em Craiova e em Bucareste. Milhares de pessoas pediam o retorno da extinta. Foi criado o movimento Justice for Craiova, que além dos protestos nas ruas, invadiu os gramados de vários jogos de futebol, incluindo partidas da seleção romena e algumas válidas pela Champions League e pela Liga Europa. Em 2012, a candidata do Partido Social Democrata à Prefeitura de Craiova, Lia Oguța Vasilescu, promete em campanha trazer o time de volta. Apoiada por uma decisão judicial que anulava a extinção, Vasilescu se alia a Adrian Mititello para reativar a Universitatea Craiova. Além disso, a promessa também previa a demolição do estádio Ion Oblemenco para a construção de uma moderna arena com mais de 30 mil lugares. A făcut acest pas tocmai pentru că avea nevoie de electorat și l-a obținut. Însă, Mititello a simțit chestia asta și cum niciodată nu s-a mulțumit cu puțin, niciodată nu poți să zici că bă, am bătut palma cu el și rămâne așa, a venit cu, după acele video și acele poze, a venit cu niște pretenții complet absurde de la primărie. Pur și simplu cerea bani de la primărie, în condițiile în care primăria n-avea nicio treabă la echipă, adică cerea bani să-i dea lui, nu doar să-i dea baza. E, și când a venit cu pretențiile alea, dăm, nu știu, a cerut 1 milion sau 2 milioane de euro, așa, cadou, de la primărie. Și ăsta a zis, nu-ți dau. Și nu-mi dai, nu mai înscriu echipa. Adică a mers pe șantaj 100%. And it was a scandal, it was a fight between Olguța and Mititello. And she found these men, Rotaru and Andrić, Beze, and now they have a team. Pe această susținere populară a crezut că are dreptul să facă orice. Și a înființat o altă echipă. Este greșit spus că s-a făcut o nouă echipă. De fapt, a renăscut în 2013 Universitatea Craiova. Au inventat o altă echipă, au oferit un loc așa dintr-o dată în Liga a doua unei alte echipe, care are un nume asemănător cu al nostru și care în mod ilegal și abuziv își revendică, deci fără niciun document legal și fără nicio acoperire, își revendică istoria noastră. De ce au făcut echipa asta? Pentru a îngropa prima faptă, pentru a, ca oamenii să uite de ce au făcut ei inițial. Adică să se creeze impresia că Universitatea Craiova a revenit și că nu mai e nicio problemă, tot e ok, adică să se antenueze efectul primei chestiuni. I-am propus domnului Adrian Mititello să vândă 51% din acțiuni ca să găsească un investitor serios să poată să ducă mai departe această echipă. S-a încăpățânat, s-a ajuns, iată, în situația pe care am anticipat-o, dar pe care nu și-a dorit-o nimeni. Federația, tot fostul președinte, a hotărât să-i ofere unei noi echipe, susținută de primărie de data asta, un loc direct în divizia B. Ceea ce iarăși este ilegal. Pentru că, în mod normal, o echipă nouă înființată trebuia să înceapă din Liga 4 sau din Liga 5. O decizie greu de luat. Adică au avut de ales, într-adevăr, între a se înscrie în Liga 4 și a fi curați, ca să zic așa, până, adică de a lua-o de jos, exact, și de a se înscrie în Liga 2 la invitația FRF. Și i-au zis, băi, era simplu, ce ai fi făcut în locul lor? Mititello acum vrea să se înscrie în Liga 2, de ce? Vrea să se înscrie direct în Liga 1 ar vrea. Adică oricine ar fi făcut la fel. Ai avut șansa, cum să zic, venită de la oficiali, nu tu ai propus. Ei au zis, bă, hai în Liga 2, ăia te-au invitat. Și ce? Nu, mergem în Liga 4. Bă, scuză-mă, dar ăia care, FRF-ul, care sunt organismul suprem care conduce fotbalul românesc, ăia fac legile. Dacă ăia zic că ai voie în Liga 2, atunci ai voie în Liga 2. Mai mult, în 2013, după ce instanța a anulat decizia de excludere, ne-am înscris și noi în competiție din nou, dar cu resurse financiare foarte puține. A partir de então, FC Universitatea Craiova e CS Universitatea Craiova disputam a segunda divisão romena. E entre si, disputam a mesma história, a mesma identidade. Surge uma rivalidade enorme entre pessoas que antes apoiavam o mesmo time. O CSU defende que a Universitatea, fundado em 1948,
e que foi interrompido a partir da privatização dos anos 90, retornando só em 2013. O FCU também defende que foi fundado em 1948, continuando ativo até a extinção de 2011. Mititelu are făcut o echipă fără bani, fără, cu jucători luați, doar pentru că erau încântați că joacă la Universitatea Craiova, cu toate că știau că sau puteau bănui că Mititelu nu mai are bani. Și așa a apărut în Craiova două universități Craiova care au dus la scindarea publicului. Paralel, cei care susțin echipa nouă înființată conduc și orașul și mi-au blocat toate posibilitățile de finanțare. Nu ne-au dat voie să jucăm pe stadionul nostru istoric, care noi îl foloseam de 50 de ani și joacă ei, au luat tricoul și culorile noastre și noi ne jucam prin alte părți și ei, pe unde puteam, în situații foarte grele, iar ei foloseau baza noastră de antrenament. Eu am cheltuit în baza aia de antrenament 3 milioane de euro. Perioada cea mai dificilă, da. Probabil că de asta lumea apreciază și îndrăgește lotul care a fost atunci în 2013. Pentru că am trecut prin momente, nu știu dacă ar fi trecut mulți jucători, deci incredibile. Adică am stat practic un an de zile, n-am încasat niciun ban. Pe lângă faptul că n-am încasat bani, ne antrenam în condiții mizere și făceam deplasări să jucăm pe la Severin. Da, a fost dificil. Da. S-a ajuns în situația când în turul ediției 2013-2014, pe stadionul nostru, care jucăm de 50 de ani, noi să venim ca oaspeți să jucăm cu echipa fantomă. A fost, e un moment istoric. La Craiova am jucat derbiuri și la Craiova Dinamo, România, e cea mai mare rivală a universității. Din fericire am jucat și derbiul cu Dinamo și am văzut cum e atmosfera, dar cred că cel mai tensionat meci, chiar dacă era în Liga a doua, cele mai tensionate meciuri au fost cu CS. Mai mult decât cu Dinamo. Erau suporterii care tot timpul ne împingeau, ne antrenam în condiții mizere, țin minte, ți-am povestit, pe unde ne antrenam și abia așteptam să vină meciul, știi? Când venea meciul era altceva. Erau suporterii tot și când discutam cu mai mulți colegi și ziceau că, na, asta e singura plăcerea noastră, să vină meciul, știi? Când venea meciul, treceau tot ce se întâmpla în cursul săptămânii, era meciul, era ok. Am preferat mai bine decât să mergem jucând în Liga a doua. Mergeai la anumite echipe care nu erau așa cunoscute, pe la țară, pe undeva, și să te bată, era pentru Universitatea de Craiova, era jenant pentru noi să mergem. Asta a fost ideea, știi? De-aia n-am mai vrut să continuăm și noi am fost de acord cu asta, să nu mai continuăm. S-a luat decizia și atunci suporterii nu au venit să ne certe pe noi. Suporterii au venit, erau contra patronului, știi? Ce suporter ar fi atât de atașat de club încât să muncească un an jumate pe gratis? Și după aia să nu plece nicăieri, deși are posibilitatea să muncească. Este o prostie, bineînțeles că au plecat, foarte bine că au plecat. Foarte bine că s-a desfințat. Și a rămas CS Universitatea Craiova. Care este adevărata? Universitatea Craiova e cea pe care există, care trăiește. O CS Universitatea Craiova, que está ativo, aluga o estádio Extensive, enquanto espera receber a obra do município, a Arena Ion Oblemenco, prevista para o final de 2016. A atual equipa Craiova, não sei como se considera. Este equipa cea cu onde eu am început, cea care avea triunghiul pe piept, e continuatoarea acelei echipe. E greu să cred. Este echipa orașului, a Craiovei, și simțim ceva pentru ea, consider că este Universitatea Craiova. Păi nu, pentru că Mititelu contestă și are o perioadă istorică, țări care, cum să spun, a existat. Nu poți să spui că asta este echipa care a funcționat și după aia a apărut o altă echipă de nicăieri și a fost a cui. Adică e o perioadă istorică în care echipa înființată în 48 n-ar mai fi fost. Dar ea a jucat, adică e o echipă concretă, te uiți în statistică. A existat undeva, atunci aia cui a fost? E foarte greu. Nu cred că trebuie să complicăm lucrurile atât de mult. Deci, în momentul de față, aceasta este echipa care reprezintă fotbalul din Craiova. E normal să fie Universitatea Craiova, nu?
Deci este echipa care reprezintă fotbalul din Craiova la cel mai înalt nivel. Echipa care reprezintă orașul Craiova, care reprezintă toți iubitorii de sport din această zonă. Pentru lume, Universitatea Craiova e aia care se numea Fotbal Club Universitatea Craiova. Acum noi nu am făcut altceva decât să renaștem și să încercăm să aducem din nou bucuria fotbalului în casele craiovenilor, în casele oltenilor. Echipa CS s-a înființat acum 2 ani sau 3 ani. 2 ani. Deci nu pot să spun că ea e adevărată când s-a înființat acum 2 ani. Și s-a găsit această portiță cu Clubul Sportiv Universitatea, care la nivel de club, de entitate juridică și sportivă și cum vrei tu, există fără întrerupere de 1948, ce-i drept cu o întrerupere a secției de fotbal. În 1991, când au fost niște discuții complicate, dacă intrăm în ăla deja nu mai termin niciodată. Și găsim portița asta, au putut să înscrie echipa sub acel nume, cu stema veche a clubului. Iar în momentul de față există o singură echipă, este echipa care activează în prima ligă, unde eu zic că s-au făcut lucruri frumoase în ultimul timp, pentru că s-a reușit o promovare în primul an din Liga a doua în prima ligă, iar la fel anul trecut, noi terminând pe locul 5, eu cred că a fost o poziție mai mult decât bună. Dacă ziceau pur și simplu că e o echipă care s-a înființat de recent, nu era niciun fel de problemă. Mă uitam acum la meci. Ultima etapă, când au jucat acasă cu Botoșani. A fost 1000 de oameni la meci. Mi-aduc aminte că pe timpul meu era 5-6 mii la antrenament. Pe de o parte, Mititelu, care ar vrea să aibă echipa, dar care e în imposibilitatea de a o ține pentru că n-are bani, el susținând că de fapt este o conjurație, este un complot și că nu îi se permite să vândă niște terenuri, tocmai ca să n-aibă bani pentru echipă, deci asta e o variantă. A doua variantă este cea legată de actuala echipă, care pretinde că provine din vechea echipă. Păi, dacă lucrurile ar sta așa cum susține actuala CSU, universitatea asta, ar însemna că timp de 20 de ani echipa Mititelu n-a existat. Adică vorbim de o perioadă istorică în care nu există echipa Craiovei, care e clar însă că juca, deci e clar că exista. Însă asta simt eu, la cât de multe schimbări au fost de-a lungul celor 15-16 ani, eu cred că actele adevărate echipe nu sunt la cel care susține că le are. Dar în 91 România era junglă, nimeni nu făcea nimic legal. Se făceau niște acte pe hârtie, adică pe șervețele. Nu exista, era o țară nouă, era ceva, o junglă e cel mai bun cuvânt. Din câte știu până la această vreme, primăria nu a dat niciun ban echipei de fotbal. Singurele avantaje sunt acelea că bazele sportive de care ei s-au folosit, stadion, terenuri de antrenamente, nu s-au perceput bani pe chirie. E păcat să lași un oraș cum e Craiova, un oraș care, cum zicem noi, mănâncă fotbal pe pâine, un oraș de ăsta fără echipă, pentru că Mititelu s-a certat cu toată lumea și... Îmi pare rău de Mititelu. El, în esență, are dreptate. El a cheltuit de la el o grămadă bani ca să poată să țină echipa asta. Cred că știi, el a plecat din galerie. E frumos ce a făcut. Dar normal era la un moment dat, în loc să-și facă numai dușman, să spună, hai să găsim o soluție, să vedem cine mă ajută, cine pune umărul, să ținem echipa. El n-a vrut și s-a ajuns la nebunia asta, că de-acu e o nebunie. Craiova a fost singurul oraș care s-a confruntat cu situația de a avea două echipe cu aceeași denumire într-o ligă superioară. Și au jucat una împotriva celeilalte. Sunt convins că este caz unic. Normal este... Craiova, fiind un oraș prin excelență devotat fotbalului și cu tradiție în fotbal, că ar trebui să fie o echipă. Așa cum Mititelu nu mai putea să o țină, și dacă asta s-a înființat oarecum împotriva regulamentului, pentru că nimeni nu-i dă autoritatea președintelui să ofere un loc unei echipe direct în divizia B, totuși asta trebuie să existe. Așa că
cum să spun, lucrurile sunt împărțite. Fiecare privește în funcție de simpatii și până la urmă de interese. Ai mei colegi de la București, de la DigiSport, când montau o știre despre ce este universitatea, din greșeală mai puneau imagini cu fece universitatea. Și trebuia să le spun, aveți grijă, ne putem pomeni cu un proces. Numele meu e Ectro, Gheorgheonuț Alin sau Ectro, pseudonim. Locuiesc în Craiova și fac muzică, fac hip-hop. Iubesc Craiova de mic copil, părinții, bunicii, toți prietenii îmi zic, frate, frate, mai lasă și pe știință, mai fă și pentru tine, mai fă piese și pentru toată lumea, adică nu să se găsească doar olteni. Și trebuie să faci și piese de dragoste, trebuie să faci și piese, nu știu, de dor, de copilărie, sociale, trebuie să găsești, să ajungi la inima tuturor. În urmă cu un an, de fapt nici nu cred că este un an, am reușit să vorbesc cu domnul Ilie Balaș pe Facebook. A zis că este foarte impresionat în special de versuri și i-am propus ca atunci când va ajunge în Craiova, cu prima ocazie, să încercăm să facem un videoclip. A fost impresionat și a zis că da, cum să nu, cu cea mai mare plăcere. Mă rog, e un om deschis și super tare. Numai că pur și simplu nu pot să iubesc CS Universitatea Craiova cum aș iubi Universitatea Craiova, FC Universitatea Craiova, o echipă care a fost înființată în 48 și o echipă în 2013, adică, mă rog, cam asta ar fi diferența. Cu toate că nu vreau să intru în amănunte. Desde que o CS Universitatea Craiova subiu para a primeira divisão em 2014, um brasileiro está no time. É o volante alagoano Madson. Assim, quando mandaram a proposta de logo para mim, se eu queria férias, não vou mentir para você. Já estava estressado do futebol, tinha aquele momento estressado. E eu pedi para eles esperar um pouco. E nesse momento dessa espera, eu vi muita notícia de outra equipe, como é que era, que briga judicial com essas coisas, com essas coisas. Eu não tinha noção que era Craiova, não vou mentir para você. Se eu vou falar para você, ah, eu tinha noção, não tinha noção. Porque até então, como o Craiova está na segunda divisão, eu não tinha nenhuma noção da grandeza que era aqui na Romênia. Só vi que a partir de conhecer depois que eu tive a proposta, tive alguns conhecimentos sobre a Romênia. E foi um pouco complicado, porque eu falava, ô louco, tá dando tanta confusão aí, o que tá acontecendo, né? E às vezes a gente dá um pé para trás, mas é complicado, até questão de história, porque muitas pessoas, é difícil jogar aqui, porque muitas pessoas ainda não aceitam. E esse é que é o problema. E até eu falo para os jogadores, a gente joga às vezes no time em que algumas pessoas aceitam e outras não. E esse é o que é o problema daqui, um pouco. Porque você tem que correr atrás daquilo que não existe mais. E você tem que fazer um novo nome, que é muito complicado. A relação é boa, cara. Não tenho nada que reclamar do... Até me surpreendeu, porque como eu jogava no Vaslui, não tinha essa... não tinha, pelos jogadores que tinham no Vaslui, mas não era tão fanático como se espera de um futebol romeno. Porque como é de patrão, é ou assim ou assim. Você vai ver o Steaua de Bucareste, que é a maior torcida daqui, você não vai ver o fanatismo como tem aqui. Então você não imaginava que era assim. Como a gente ia jogar contra o Steaua, nós via lá, ia dar muita gente, mas você não via que era ser tão fanático, tipo o do Corinthians ou do Flamengo. Você não vê isso aqui. Você não tinha noção do que era isso. E na verdade, quando eu vim para cá, eu vim ter essa noção que aqui eles são fanáticos, realmente são fanáticos. Numai că ceea ce mă doare, de exemplu, pe Facebook, pe rețelele de socializare, oamenii se înjură între ei, adică și chestia asta nu e frumos, nu știu. Ar trebui să fie ceva și fiecare să-și vadă de treaba lui sau... Ok, nu poți să susții CSU, rămâi la FCU, rămâi cu FCU în suflet, chiar dacă FCU nu mai există, mai că lasă-i pe ei deoparte, nu te interesează. Și cei de la CSU la fel. It's incredible, they say about clone, it's a war clone, if you are a supporter, I'm not a fan of this team, but I'm not a hater. Mai bine fără fotbal decât să fie această ură între frați. Adică oameni care mergeau înainte împreună, într-o deplasare de 300 de kilometri, mergeau în aceeași mașină, au ajuns să nu-și mai vorbească pentru că unul a ținut cu FCU sau unul cu CSU. Now when Craiova play against Dinamo Bucharest, I can't say, okay, I love Dinamo in this game now.
No, it's a stupidity, it's incredible, no. Hai să-ți spun, în momentul în care s-a luat decizia ca în oraș să fie două echipe practic cu aceeași denumire de Universitatea Craiova, numai că una avea FC și una CS, mi-a fost atât de rușine. Of course, even yesterday, they lose the penalties with Bacău. No, I can't enjoy for Bacău. Micuții, copiii de 5, 6, 10 ani care deschideau ochii spre televizor, spre fotbal, vedeau în afara universității. Dacă până în 2000 au văzut pe frații Costea, pe Dorel Stoica, pe Mădălin Ciucă, pe Nicolo Napoli ca antrenor, a fost acea pauză de 3 ani de zile în care n-au mai văzut niciun alt jucător. Înțelegi? Vedeau decât jucătorii Stelei, jucătorii lui Dinamo, jucătorii Rapidului. Mie mai tragic mi se pare, să spun drept, nu că țin copiii cu Steaua, asta mi se pare dramatic în Craiova. Și de asta, dacă până atunci nu vedeam oameni prin Craiova mergând cu un alt tricou decât al Craiovei, sau mă rog, un tricou al Barcelonei sau Real, deja din acea perioadă au apărut persoane prin oraș care purtau însemne ale lui Dinamo, ale Stelei, ceea ce ți-am spus, nu se întâmpla. Am o relație foarte bună cu jucătorii, cu antrenorii, cu conducătorii, dar nu mai este acea dragoste, același atașament față de vechea Universitatea Craiova. Se încearcă sau s-a încercat prin aducerea fostelor glorii să se readucă și spiritul, însă pentru mulți acest spirit a dispărut, fiind o perioadă destul de îndelungată pentru un club atât de mare precum era Universitatea Craiova, de întrerupere de 3 ani fără fotbal în oraș, deja lumea se săturase. Ceea ce privește colegii mei, foștii mei colegi de echipă, ascultă-mă, ei au continuat să fie prietenii mei și când jucam la Dinamo București. Acum, eu ce trebuia să mă întorc cu spatele? Nu. Pentru ei este un loc de muncă. Ei trebuie să meargă acolo să-și întrețină familia. Au copii de crescut, nepoți. E logic să meargă să muncească. Nu contează unde. Asta e Craiova. Atunci când ai impresia că lucrurile merg perfect, când totul e pe făgaș normal, trebuie să apară ceva să tragă în jos. Și lucrurile astea din totdeauna s-au întâmplat de aici, din interior. Marele rău al echipei de fotbal din Craiova a fost de aici, din Craiova, nu de la București. Asta e situația. Viitorul nu poate fi decât al acestei echipe, care e acum. CS, Universitatea, Știința, spune cum vrei. CSU, din partea mea, poți să-i spui Clona. Clona, eu deseori glumesc cu prietenii mei care susțin că hai să mergem să vedem Clona. Care e problema? Chiar facem puțin mișto de fanii lui Titelu pe chestia asta. Și să avem răbdare ca această nouă echipă să crească, acest nou club să crească, pentru că tare mi-e frică că vom avea un stadion de 5 stele, la anul va fi un stadion, o bijuterie de stadion, și tare mi-e frică că nu vom mai avea echipă. Mă tem foarte tare și nu mi-aș dori să prind vremurile astea. De ce echipa nu ar mai exista? Nu ar exista cu atâtea orgolii, cu atâția oameni care sunt împotrivă și care în loc să ajute, pun piedici. Da. E posibil orice. Și legile s-au schimbat, și regulamentele s-au schimbat, și echipele s-au schimbat, și patronii s-au schimbat. Dumnezeu știe. Normal este să meargă mai departe cu ce e. În general, publicul încet, încet trece de partea lui CSE, pentru că aia altă nu mai există. Am promovat din primul an, am terminat pe loc peste obiectivul propus, pe locul 5, nu? Anul trecut. Anul acesta ne-am propus play-off, este o creștere realistă, ca să zic așa. Adică nu e o chestie de mamă, gata, promovăm și luăm titlul. Nu se poate, e greu. Deci da, am încredere că copiii mei și copiii altor olteni vor retrăi vremurile alea pe care le-au trăit părinții mei. Din păcate, eu sunt generația de sacrificiu, știi? Noi, chiar și tu, că ești fan al Craiovei, în general asta e o generație de sacrificiu, după mine. Dar mi-aș dori ca copiii mei să trăiască ce a trăit tata. Mi s-ar părea, eu m-aș simți fericit, știi? Dacă e și tata fericit și e și fiul meu, eu n-am copii deocamdată, dar probabil că o să am, atunci, din partea mea, eu bucuros
mă declar, nu știu, clonat, cum vrei tu, știi? Că până la urmă, cine se va mai gândi la prostia asta cu cele două echipe, cu Mititelu peste 20 de ani? Nimeni. I think this project will die. It will be a it's some like a political project now to sustain one and or another. I think this project it's dead now. It will be just like Corona Brașov, just like Vaslui. I think in 2 or 3 years this team will die. Acest CSU, indiferent de trecutul lui, indiferent cât de cețos e parcursul, înțelegi? Dat prin faptul că are acest sprijin al municipalității, care înseamnă, cum să spun, în primul rând, stadion, înseamnă un spate important pentru orice echipă, asta va merge mai departe. Adică, după părerea mea, chiar dacă în multe privințe el a avut dreptate, Mititelu a pierdut bătălia. Plus că el acum ar vrea să conducă pe banii altora, ceea ce nu se poate, el nu are bani, nici n-a găsit pe nimeni să financeze. Și atunci, cum să spun, încet, încet, ce a însemnat el pentru Craiova se va uita, va trece în plan secund, iar echipa asta nouă va merge mai departe. Îți promit eu că în maxim 2 ani o să venim în Brazilia special, că după ce ne revenim, eu îți promit. Îți promit că vom veni și vom sta o lună acolo. Toată echipa. Echipa, ți-am spus, adevărata pentru mine și pentru mulți, nu mai există. Eu cred că pe viitor, se va pierde urma adevăratei echipe atâta timp cât nu va exista o altă variantă, pentru că FC Universitatea, eu sunt convins, nu va mai reapărea. Și se va merge pe viitor doar cu această CS Universitatea și lumea va percepe peste 10 ani că această CS Universitatea este de fapt adevărata echipă. Și tot într-un mic haos se va continua. Nu știu, sincer îmi doresc să fie liniște în Craiova, să fie pace, să nu mai fie ura asta între oameni. Mă rog, până la urmă toți sunt oameni, chiar dacă susții Steaua, Dinamo, Craiova, CFR, CSU, cu toții suntem oameni și treaba asta ar trebui să fie prioritară, adică frate, ne știm, suntem oameni, suntem prieteni, cunoștințe, hai să nu ne mai înjurăm și să ne vedem fiecare treaba noastră. Ridicați o mână sus pentru campioana noastră, pentru leii din bănie, o iubire alb-albastră, hai Craiova, hai studenții, te iubim cu toată ființa, Europa a aflat și vrea dreptate pentru știința. Bravo! Mihai Viteazu, Tudor, Gheorghe, Marin, Soescu, Amza, Velea au știut de la început ce ne poate pielea. Au trecut prin vânt și ploi până au scris istoria. Noi retrăim prin ei azi respectul și gloria. Victoria s-a împărțit, s-a înmulțit acum în saci. Vi amintiți în 83 pe Cârțu, Crișan sau Valaci. Craiova maxima se sting încet valorile. Cineva trage sforile de ne pleacă comorile. Domozină pe UNESCO, oblele în cogorgeamentul. Au spus-o din prima clipă, noi ne batem pentru titlu. 4 titluri, 6 cupe la Craiova era. 9 titulari din 11 completau național. Din 48 pe hârtie a scris istoria în blu. Am demolat adversare ca Fiorentina sau Bordeaux. Semifinală UEFA, ce nu pricepi în pana mea. Eu dacă cânt cu galeria, tu de ce stai după perdea? Ridicați o mână sus pentru campioana noastră, pentru leii din bănie, o iubire alb-albastră. Hai Craiova, hai studenții, te iubim cu toată ființa. Europa a aflat și vrea dreptate pentru știința. Ridicați o mână sus pentru campioana noastră, pentru leii din bănie, o iubire alb albastră și din mor nu voi striga. Știința e echipa mea, de te naștei și crești, rămâi anti București.